chora, chora, mela. Vela, 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 vela. Ai, tatuată toată fiera. Țingă, țingă, ca din negă. Dacă harfele doar ăsta strigă. Vă rog frumos aplauze pentru Viorel. Aplauze pentru Viorel, da. Eu îl apreciez foarte mult pe Vio. E unul dintre comedianții cu... E unul dintre comedianții cu cel mai bun simț al observației. În general observă cât de buni sunt ceilalți. El este foarte pasionat de MMA. Mamă, mama Antonia. Teo m-a ajutat mereu cu sfaturi. Ori de câte ori am avut nevoie. Sau n-am avut nevoie. Sau n-aveam niciun chef să-l ascult. Sau îi ziceam să tacă. Că e beat. El a fost acolo să-mi dea sfaturi. Teo e soacra stand-up-ului românesc. Teo a jucat și în filme. A jucat în filmul lui Dan Chișu, West Side Story. Rolul unui comediant în scaun cu rotile. Handicapul lui fiind actoria. Teo a avut una dintre cele mai cunoscute bucăți de stand-up de la noi. Actuala iubita lui Costel. De când s-a lăsat de băut din cauza unor probleme de sănătate, Teo stă foarte mult pe Instagram și dă inimioare, sperând în schimb să primească și el un ficat. Dar e respect pe Teo. Teo, Vio și Costel au ajuns chiar să facă show la Sala Palatului și cel mai bun dintre ei a fost Toma. Sorin, eu nu o să fac glume despre bâlbâială lui Sorin, pentru că am impresia că se cam repetă. Glumesc, o să fac. Sorin este fiul de tâmplar. Deși la cât se bâlbâie, pare că a bagat mai multe cuie decât taică-su. Toma. Eu împreună cu Toma facem podcastul Ceva Mărunt. Se numește așa pentru că eu am ajuns ceva și el... așa de mic și de talentat că mai devreme a vrut să-l adopte, Velea. Și are ochii foarte depărtați, nu știu dacă ați văzut, are ochii foarte depărtați. V-ați uitat și ați râs, nu am înțeles. Sunt așa de depărtați că dacă îi dai două capace, îi învinețești ochii. Pentru el strabism ar fi o binecuvântare. Sunt de multă vreme împreună, Toma cu iubita lui, dar deși sunt de multă vreme împreună, Toma nu-și dorește copii, pentru că probabil ar ajunge să se bată cu ei pe jucării și ar pierde. Mergem mai departe, următoarele două ținte sunt Maria. Maria e cea mai grasă. Dacă ar fi Zuzu, ar avea eticheta roșie. Pentru cei care se uită pe YouTube acum, să știți că Maria chiar a fost foarte ok în seara asta. Că n-a bănesc că lumea a dat skip. Acum am prins. Radu. Radu, dacă nu-l știți, are în general doar două feluri de show-uri. Ori foarte bune, ori foarte proaste. Spre deosebire de Antonia, care poate să fie în același timp și foarte bună și foarte proastă. Radu era la un moment dat singura chestie bună care a ieșit din vas lui de când au ieșit aia șapte băieți din fata aia. De când a plecat Radu în Anglia, e sărac, e mai sărac decât vocabularul Antoniei.
Cristi, când l-a văzut Maria pentru prima dată pe Cristi, s-a înroșit toată, a crezut că i-a căzut dildo-ul din poșetă. Cristi, mulți ani, a făcut snowboard, a sărit cu parapanta, a sărit cu parașuta, într-un cuvânt, mulți ani a fost corporatist. De-aia a plăcut să se plimbe, a fost peste tot, a fost în Grecia, Anglia, Franța, Germania, mare, munte, deal, peste tot, mai puțin pe culmile succesului. Dan arată ca și cum un tip bine a avut un accident nasol. Dan are o voce foarte groasă. Bine, nu voce pulă. Și nu groasă mică. Și nu Dan Toma. Dan plănuiește să se mute la New York. La cum arată, nu doar că nu înțeleg cum măsa i-au dat viză, nu înțeleg cum măsa i-a dat viață. Alex? Da, știu. Vezi că băieții de aici au luat-o la ochi pe Antonia, mai rău decât a luat-o Alexandra Stan. O, ați făcut și voi cum face doctorul ginecolog când își face Maria picioarele. Antonia? Să știi că ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să te jignesc. E ultimul lucru. E, da, e ultimul lucru. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să ți le fac înainte. Tomor, Sergiu, tomor! Sau în timp ce te jignesc. Antonia, nu, ești, ți-a zis și o să ți-e repete. Ești mega sexy, chiar ești mega, mega sexy. În schimb, Maria e chioșc de la colțul străzii sexy. Nu știu dacă știți despre Antonia, dar eu am auzit recent că Antonia vorbește limba engleză la perfecție. Perfecție, una dintre surorile lui Velea. Verișoară cu minutar, spardalian. Și Antonia are tatuat între sânii numărul 13. Dar Alex mi-a zis că el nu crede în superstiții. Ba chiar mi-a zis că el își bagă pula în numărul 13. Faci, au zis de noi. Să ne vezi, nu cred. Indiferent ce zic oamenii răi, eu cred că oamenii ăștia chiar se potrivesc. Antonia și Alex chiar se potrivesc, se potrivesc perfect, spre deosebire de hainele Mariei. Bă, nu, mulțumim mult de tot că ai acceptat să fii roastuit. Ești un om deschis. Maro deschis, da, deschis. Man, sincer, indiferent ce zic unii oameni, eu te cunosc pe tine, ne știm de ceva vreme și știu că ești un om mișto. Chiar ești un om mișto. Îți iubești familia, ai ajutat oameni să se ridice, ai ajut și în seara asta niște copii, sincer. Ai tot respectul meu. Ești monstru. Bine, Marin, yes!